Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știați că există peste 60 de instituții în această țară care au drept de control și sancționare a firmelor? Nu știam numărul lor, dar știam că sunt multe. Peste 60, mă frățioare. Publicația Europa Liberă a făcut o anchetă pe subiectul ăsta, merită să o citiți la ei pe site. Sunt intervievați o mulțime de antreprenori și analiști care descriu evident birocrația excesivă de stat cu care se confruntă la orice pas și sancțiunile care sunt date pot fi date pentru aproape orice. Cam bancul cu ai șapcă, n-ai șapcă. Problema este că nu ești, înțeleg din această anchetă, nu ești niciodată sigur dacă ai făcut tot ce trebuia să faci în regulă, pentru că nu știi niciodată care sunt chiar toate lucrurile pe care ar fi trebuit să le faci. Ăsta este bancul, iepurașul, iar n-ai șapcă, nenorocitule, știi? Am vrea să vorbim în dimineața asta cu voi, antreprenorii. Care e, frate, cel mai aberant lucru care v-a fost cerut de o instituție a statului de când aveți firmă sau firme? Care e, și care e cel mai aberant motiv pentru care ați fost amendat? Sau pentru care a trebuit să vă rugați să nu fiți amendat la un moment dat? 0372 069 599. Din ancheta colegilor de la Europa Liberă, iată, descrieri de birocrație. Cineva care are o firmă de dezinfecții, mă rog, se plânge că, citez, lista de acte de care ai nevoie de la instituții ca DSP, DSVSA, mediu, nu corespunde cu ceea ce solicită inspectorii la vizitele în teren. Mereu e nevoie de ceva în plus la dosar. Pe principiu nu te-ai informat, a apărut ceva nou, e datoria ta să te informezi. Ai hârtia asta? Da. Da, dosarul ăsta? Da, asta? Păi asta nu știam. Altcineva spune că deși ștampila e oficial facultativă, citez, toți furnizorii pun încă aceeași ștampilă pe factură, din obișnuință și din frica de control. Pentru că fiecare control e diferit. Contează cine controlează. Nu contează neapărat cum e legea. Asta e ca în anecdota, știi, cu Stalin. Contează cine numără voturile. Exact. Nu câte voturi sunt de fapt. Poți să fii amendat pentru că nu ai avut ștampila, care este facultativă. Altcineva zice, diferențe între modurile de rezolvare a aceleiași probleme de către instituții diferite. Dacă te duci la ANAF în sectorul 1 pentru o problemă, o să vezi că ea se rezolvă diferit față de sectorul 5 și total diferit față de Suceava. Clasic. Știu și eu, am amici. Ce urâtă-s astea? Da, care spun, păi stai frate, că autorizația aici se dă așa, dar în partea cealaltă se dă altfel, îți trebuie alte acte, nu e chiar așa simplu. Sunt enumerate o mulțime de formulare și declarații care trebuie completate redundant, adică informații care sunt deja comunicate statului, dar ajung să fie dublate sau triplate în mai multe formulare diferite ca să pună oamenii pe drumul aiurea. Una dintre cele mai des întâlnite situații este cu CNP-ul. Cineva remarcă foarte corect. Toți avem un CNP unic, este un număr de identificare în fața statului care este unic, dar nu e recunoscut nicăieri fără serie și număr de carte de identitate, plus instituția care l-a eliberat. De da, mă, asta e ceva incredibil. Sectorul 1, știi? Da, exact. Și scrie, completați, CNP-ul, treci CNP-ul, care e numai al tău, după care seria și numărul de buletin. Care se schimbă odată la 10 ani, asta e interesant, știi? Da. Că poți să ajungi să completezi o cerere sau ceva și exact, să fii undeva la limită. Bun. Și ce rost are, adică dacă ai dat CNP-ul care e unic, ce rost are să mai treci seria și numărul de buletin? Ok. Da. Eliberat. Și după aia, de... cine l-a eliberat? Da. Adică... aia cu eliberatul mă scoate din sărit. Băi, dar voi nu știți cine eliberează? Adică, pe bune, trebuie să vă spun eu cine eliberează. Serios. Știi? Da, da, așa e, nu înțeleg. Bun. Sistemele de înregistrare nu funcționează cum trebuie. De exemplu, pentru transportator, zice cineva, citez, la fiecare drum, transportatorul este obligat să obțină un număr unic de identificare. Nu e așa numitul. Nu e pe platforma de transport. Acum eu nu știu, asta poate confirmă transportatorii dacă e adevărat sau nu. Dar adesea, site-ul ANAF-ului nu funcționează și un camion poate aștepta ore întregi ca să reușească să ia acel număr unic de înregistrare. Ceva asemănător se întâmplă și în cazul medicilor de familie. Cine n-a fost la un moment dat la medicul de familie și s-a confruntat cu situația în care medicul iritat, enervat sau asistenta sau cineva care îl ajută să se chinuie să intre în legătură cu sistemul electronic de la Casa de Asigurări de Sănătate care e blocat, frate, de azi dimineață nu merge. Da, eu. Da, exact. Și a trebuit să las cardul acolo, deși lucrul ăsta nu se face, că e cardul meu și n-ar trebui să-l las. Zice, lăsați-l la noi, treceți mâine și luați, că între timp facem noi. Eu știu un medic de familie care la un moment dat mi-a spus, zice, eu mi-am cumpărat propriul meu soft ca să pot să fac înregistrările astea. Bravo. Că ăsta de la stat nu merge. Și știi, chiar ultimul lucru pe care mi-l doresc când merg la medic e să fie medicul nervos.
Nu vreau să, vreau să fii liniștit, vreau să te concentrezi numai la mine, să nu te preocupe niciun alt gând. Vreau să fii numai cu mine în momentul ăla, în cabinetul ăla. Dar dacă tu ești nervos din partea statului, frățioare, brusc devin și eu îngrijorat. Cât despre sancțiuni și amenzi, știm foarte bine, mulți antreprenori se plâng că acestea sunt complet arbitrare și că oricând ți se poate găsi ceva în neregulă, oricât de corect ai încerca să fii. Am un amic, avea la un moment dat o băcănie și se chinuia foarte tare cu băcănie, sunt mulți ani de atunci. Și la un moment dat a renunțat și l-a întrebat de ce. Băi, zice, nu mai puteam controlele, pentru că nu știam niciodată ce vor de la mine. Și mi-a povestit un caz care mi s-a părut uluitor, cred că am și scris despre asta atunci. A venit în control o echipă, nu știu de la ce, care dintre aceste 60 de instituții de stat, a venit în control o echipă, a intrat în băcănie și au început să verifice produsele. Nu toate aveau cod de bare, că nu toate se vindeau cu cod de bare. Și pusese etichete cu prețul pe ele. Și i-au spus că îi dau amendă pentru că pe eticheta respectivă, știi, sunt niște aparate de la da. Ca niște, nu știu, cleștișori care lipesc eticheta. Pling, pling, pling. Mai vezi și acum prin unele magazine mai mici. Și i-au spus că pe eticheta respectivă nu scrie lei. Nu scria nimic. Înțeles? Scria 12 sau 24 și 25 sau ceva. Și a zis că pentru că nu scrie lei, îl amendează. O fi leva. Și ăsta, da. Și ăsta le-a spus, da, nu vând decât în lei, adică nu vând în altă monedă, este de la sine, înțeles că e lei, nu te amendăm. Și ăsta a spus, amenda noastră sunt ultimii mei bani. Dacă mi-l luați poștă, eu nu am ce cadou să fac fetițelor mele de Crăciun. Și eu la banii. În momentul în care s-a hotărât să închidă băcănia. Și a vândut-o, a scăpat de ea și s-a angajat undeva. Nu știu dacă e o legendă sau nu, dar știi că se vorbește întotdeauna că orice control de genul ăsta nu pleacă fără să-ți dea o amendă. Și te caută până îți găsește ceva, indiferent cât de corect ai fi tu. Ceea ce ar fi trist dacă ăsta n-ar fi doar un mit. Uite, au început să vină povești de la ascultători și la 0728 3132. Adriana ne-a scris că are o frizerie de 17 metri pătrați, o cameră, adică, și m-au pus să pun două chiuvete. Mai am scafa de spălat la păr și încă o chiuvetă în baie, deci patru surse de apă într-o cameră. De ce? Că e absurd, zice. Dar asta mi-a cerut DSP-ul. Bun, haideți să vedem. 0372069599. Dacă aveți astfel de experiențe, dacă vi s-au cerut lucruri aberante, dacă vi s-au dat amenzi sau ați fost amenințat cu amenzi aberante, un pic de curaj, nu vă cerem numele, nu vă păstrăm numărul de telefon, dați-ne un telefon și spuneți-ne ce vi s-a întâmplat, cu ce v-ați confruntat, poate ne mai plângem amarul aici. Și mesaje audio, dacă puteți, pe 0728 3132. Sau poate cine știe, lucrurile merg foarte bine și nu știu noi. Ne-am întors, multe probleme. Ce probleme. Să vezi? Ce multe să vezi? Multe haioase dacă le privești din afară, dacă ești implicat. E super enervant, relativismul acestor controle și stufoșenia actelor provoacă o mulțime de probleme. E foarte greu să fii antreprenor în această țară, adică e înainte de orice un act de curaj. Și cred că combinat și cu o doză serioasă de inconștiență. Trebuie să te arunci cu capul înainte și să zici, hai, fie ce o fie, trebuie... Cred că nu-ți dai seama la început ce ți s-ar putea întâmpla, pentru că n-ai suficientă imaginație cum inspectorii respectivi și atunci le iei în piept rând pe rând. Deci mesajele voastre sunt uluitoare, pentru că sunt anecdotice deja, adică sunt lucruri la care pur și simplu nu te poți gândi. Uite, am un magazin alimentar, spune cineva. Chiar zilele trecute, în urma unui control DSV, era să fiu amendată că nu am plasă de insecte la un geam de la vestiar. Geamul este la o înălțime de 4 metri și nu se deschide niciodată. Aerisirea spațiului se face prin alte ferestre și uși. Da. Nu te gândești la asta. Pe cine s-ar fi gândit? Spațiul este o fereastră undeva pe care nu o folosești, vine ăla. N-ai șapcă. Bravo. Hai să intrăm în direct. Uite, Gabriel e deja cu noi. Bună dimineața. Salut, Gabriel. Te rog să dai încet radio, că ai o întârziere și nu ne înțelegi. Și o să vă rugăm pe toți să fiți scurți, pentru că sunteți mulți. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. Te rog. Gabriel sunt, o să fiu tare scurt în povestea mea. Sunt un mic antreprenor cu un magazin de animăluțe, Petru, dacă vreți să-l numiți. Da. Ei, vă povestesc ceva. Acum vreo 2-3 ani am cumpărat o mașină pe firmă, în leasing, și am fost îndreptățit să cer TVA-ul pentru mașina respectivă. Ei, asta am și făcut. Contrar faptului că unii îmi spuneau să-mi văd de treaba mea. Eu nu și nu și nu. Și am cerut TVA-ul statului. Bani care mi se cuvineau de drept. Da, era mașină pentru business-ul tău. Așa. Corect. Ei, dragii mei, ăla a fost momentul în care la 3 zile am fost sunat de către ANAF antifraudă. Vă dați seama că ăla a fost momentul în care mă simțeam un infractor. Ce-am făcut?
haideți la control. Controale, dragii mei, care au durat 2 săptămâni de hârțogăreală pentru contabilitate și pentru mine, ca mic antreprenor. Căram în fiecare zi sacoșe cu acte și făceau controale încrucișate, pentru că eram un posibil hoț al statului. Cum să ceri 15.000 de lei? Cum să îndrăznești? Ei, nu credeți că nu au găsit nimic în contabilitate și o domniță cu viziune de acolo îmi spune la un moment dat, dragul meu, trebuie să-ți dăm jos ceva. Ce să-mi dați jos? O canapea pe care am cumpărat-o pentru sediu social. Canapea să o dăm jos. Cum să dați jos, oameni buni? E la etajul 2. E acolo. Cum să... Nu. Din acte. Din acte, domnule. Din TVA-ul pe care l-ați plătit pentru canapea aia. Trebuie să-l dăm jos. Păi de ce? Trebuie să dăm jos cu un ton ridicat. Și ăsta a fost momentul cumplit după 2 săptămâni de hârțogărea. Am încheiat un subiect pentru cineva. Sfătuiesc. Nu cereți TVA-ul înapoi de la asta. Mulțumim, Gabriel. Paul ne povestește că la Galați au venit pompierii în control și n-au găsit absolut nimic, iar la plecare au văzut că pe planurile de evacuare expuse sunt culori de săgeți de culoare roșie, ce trebuiau a fi verzi, faptul în care l-au amendat. Băi, la ce e bun planul ăla? Dacă începe vreun incendiu, citește cineva planul? De evacuare, dacă te uiți și vezi săgeata cu roșu, nu e bine. Tu trebuie să vezi verde ca să-ți dea undă verde, nu? Sorin, bună dimineața! Bună dimineața, Sorin! Salut. Salutare, te rog, Florin, povestea ta. Sunt expert contabil de peste 25 de ani și antreprenor. Da. Și așa multe de povestit, aș fi un volum. Una pe scurt, te rog. Da, una pe scurt, cea mai recentă, fata mea are 17 ani și a dorit să-și facă un PFA, a reușit să-și facă un PFA la Registrul Comerțului, în schimb, la ANAF, ea nu se poate înregistra în spațiu virtual, ca să-și depună declarația cu veniturile estimate și veniturile care deci le va minor. În... Da, pentru că e minoră. Și mi se cere pentru ea, de fapt, un cont în SPV, dar pentru deschis de o persoană care e creditată, adică persoana mea. Okay. Eu fiind tutore, logic că ar trebui să-i deschid SPV pe numele ei, însă nu pot, pentru că ea trebuie să-mi facă mie procură, da, așa îmi cere ANAF-ul, procură de la notar. Și fiind minor, nu poate. Ca să dea mie împuternicire să deschid contul SPV pentru numele ei. Super. Mulțumim pentru... Mulțumim tare mult. Cerc vicios. Fiți atenți aici. Da. Pentru deschiderea unui cabinet de cardiologie trebuie obligatoriu oscilometru, scris cu majuscule ca să citim corect, care nu se mai fabrică. Ok. Iar altă situație vine de la Iulia, care spune că a primit amendă la cofetărie pentru că avea picioarele mesei din laboratorul ginite, ele fiind din lemn. Cum? Și mi s-a cerut să fac un depozit pentru linguri. Bravo! Atelier mic de croitorie, spune altcineva. Mi s-a cerut de la ANPC să am etichete cu compoziția materialelor, tuturor materialelor, chiar dacă sunt 3 metri de material cumpărat de pe un site cu factură. Trebuie neapărat să am etichetă cu compoziția, deși vânzătorii nu eliberează așa ceva. Dacă vin în control și nu am etichetă, mă amendează. Iar dacă iau mostre pentru verificare la laborator și reiese că nu e compoziția de pe etichetă, mă amendează tot pe mine, că eu sunt producătorul al rochiei, nu al materialului. Deși eu am un atelier unde realizez rochii la comandă, nu produc eu materialele. E aberant să-mi asum eu compoziția lor, spune cineva. Și amenda e de peste 15.000 de lei, adică nu e de joacă. Ce să facă croitorul să analizeze el compoziția? Petronela, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Te rog! De la Suceava vă sun. Să rămână. O să vă spun pe scurt, o să fiu antreprenor din 2010, dar într-un final, în 2020, am zis și să-mi schimb job-ul și să plec să-mi fac altceva. Da. Și iau fonduri europene. Ajung la primărie, că v-am spus că o să fiu rapidă. Ajung la certificatul de urbanism. La certificatul de urbanism, da. Nu mi-l dă doamna respectivă, pentru că trebuie să schimb un cuvânt. Pe certificatul de pe foaia de la arhitect, iertați-mă. În serio, o foaie de la arhitect, precum că nu am făcut nicio stricăciune prin apartamentul respectiv, că n-am modificat nimic, că n-am risipit nimica. Da. Bun, îmi dă doamna arhitect acel document. Acel act, da? Mă duc la doamna la urbanism, îl dau și îmi zice următoarele. Cuvântul acesta, din paragraful acesta, trebuie să dispară. Bun. Ok, haideți, sunt pe doamna arhitect, vă rog frumos, tăieți cuvântul ăla, mai scoateți-mă o dată hârtia. Mă scoate,
îi dau 100 de lei, după care mă duc iarăși la urbanism și îi zic, este regulă? Nu. Cuvântul respectiv iarăși nu e regulă. Al doilea cuvânt, da? După aia, al treilea cuvânt, jur. Deci vă jur. Al treilea cuvânt, mă duc a treia tură. A treia tură eram atât de pregătită de scandal, extraordinar. Și zic, puftim, v-am adus hârtia. Zice, fetițo, tu n-ai înțeles bine. Nu-ți trebuia hârtia asta. Îți trebuia o șpagă. Zic, de ce, mama dracului, zic, mă puneți pe drum în halul ăsta? Oameni buni, era să pierd proiectul din cauza la asta. Bun. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Am înțeles despre ce este vorba. Hai să vedem. Hai. Mai încercăm un telefon, uite, luăm și pe Alex. Mai avem doar câteva secunde, Neața. Te rog, Alex, pe scurt. Neața, eu am o întâmplare de la, chiar de la și eu, de la înființarea firmei. Nici n-are sens să povestesc unde și când și în ce domeniu. Ideea este că au refuzat să-mi elibereze certificatul, acordul de funcționare, pentru că pe CF-ul spațiului nu scria că este spațiu comercial. La vremea la care a fost fusese emis CF-ul pentru spațiul respectiv, scria pur și simplu nerezidențial. Da. Înainte să cumpăr eu spațiul respectiv, tot magazin era și acolo. Uh-huh. Am umblat vreo 6 luni de zile prin audiențe, pe la primărie, pe la diversi oameni. Toți îmi ziceau că nu se poate, că nu se poate. Într-un final, efectiv, psihic doborât, am ajuns, de-aia am scris primarului pe pagina lui de Facebook. Și s-a rezolvat, imediat. S-a rezolvat a doua zi și m-a sunat de acolo, de la urbanism. Mulțumesc. Doamna mi-a zis, domnul, dar cum chiar așa la șef s-a apelat. Da. Mulțumesc foarte mult. Sunt enorm de multe mesaje și de telefoane și evident că am putea să o ținem zile întregi. Cum spuneam, să fii antreprenor în țara asta este un act de curaj și trebuie și ceva inconștiență. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.